Continuăm emisiunea, iar acum să știți că ne-au pregătit nu unul, ci chiar două momente speciale, pentru că de-aia sunt prietenii noștri Codruța și Valentin al lui Samfira. Așadar, să-i poftim alături de noi. Stai că i-a căzut toboșarul lui Bețele. L-ai găsit? Acum! Băi, Cătăline! Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră! Bună ziua și bine v-am găsit! Ai văzut pe ce ritmuri? Ca la tine la Stănești! Bă, băiatul meu, tu îi zăpăcești pe telespectatorii noștri, ei știu Valentin Samfira, omul care aduce muzica populară și tradiția românească. Dar eu tot folclor mai trecut pe păi da, Ștefan Bănică. A fost plăcerea doamnei, că na. Când doamna are o plăcere, vine, trebuie dusă la capăt. Normal, când vine cu treburile, ei știi cum e. Dacă n-ai sculile tale, nu comentezi. Da, doamna este, uite-te și tu, impecabilă. Mulțumesc, păi, mulțumesc. Dar cine o ține așa? Am un soț extraordinar. Vreau să spun că în ultimele 5 zile am avut o gripă atât de urâtă. Efectiv, nu m-am putut ridica din pat. Și mi-a dus Valentin mâncărica la pat. Vezi? Pac, ceaiuț, pastiluță. Masaj. M-a salvat. Ce mai vrei? Sunt mai bine acum. Deci domnul Valentin chiar v-ați descurcat. Da. Da, dar să știți că fac doar pentru soția mea la domiciliu. Nu mai sunați. Nu putem acum ceva? Comenzi? Ce să mai că te-am văzut cu Mario Frey și ați transpirat așa? Băi, și eu am frică de nevastă. Nu zic că n-am. Dar așa bărbați cu frică de nevastă n-am văzut în viața mea. Ia, dați mă pozele să-i dăm și lui Valentin. Bă, băiatul! Ia, hai! Ia, căutați niște interprete de muzică populară. Să-l punem să aleagă bă, repede. Bă, să-mi dați de astea tinere. De muzică populară, da? De ce să nu-i dați de muzică pop? Că nu am înțeles. Dați-mă și mie de la ușoară, că de populară poate m-aș mai fi intersectat. Băgați-mi și mie noutăți. Codruța, dacă simți nevoia să-l calci pe picioare, poți să faci direct așa. Dar de ce? Lasă să-l spună. Dar cu ce intersectă? La ce te referi când zici de intersectat? Păi așa, adică le-am mai văzut. Dați-mi și mie noutăți. Și că tu, când ți-a arătat-o pe Mădălina Ghenea despuiată, repede te-ai dus la colega ta. Știi cum am zis de acolo, da? Poți să zic pe post, am zis, mort. Îți dai seama, cred că așa zic și telespectatorii de acasă. Ia mă, te cântăm ție, că ești bărbat curajos. Da, băieți, ia să-l vedem aici. Știți pe domnul Valentino? Curajos, a? Eu bătaia am mai luat. Hai să te văd, dar fii atent direct, ia-ți. Băgați două poze. Ia, fii atent. Deci tu acum ca Mario Fresh. Deci, bă, eu nu le cunosc, Alina dar... Alina Eremia. Alina Eremia în dreapta, aici, Alina Eremia. No, și acolo e Alina. Îmi place mai mult în stânga. Alina? Da, că uite, e cu baticul pe cap, e fată serioasă. Da, înțeles. Hai să vedem, piacte, perfect. Ia să vedem, o Valentine. Ia, ce mai? Păi era invenționare. Mădălina Ghenea, hai, lasă-o. Vreau, o aleg și da, mă, că am încurcat aici borcanele. E și olteancă de-a mea, Mădălina Ghenea. Și bine, fata, hai. Uite, știe ce vrea. Deci rămâne Mădălina Ghenea, da. Pleacă Alina Eremia și... Da, mi le băgați pe aceleași. I-am mai văzut, am mai ales o dată. Alina Pestrițu, Adelina Pestrițu. Nu, tot Madelina, la Madelina. Madelina. E și mai internațională, nu te supăr? Hai să vedem mai departe. Păi dacă îți dă Dumnezeu o dată în viață un noroc să nu știi ce să faci cu el. Adică de ce ție? Nu ți-a dat Dumnezeu un noroc? Bă, da, iubire. Dacă și nevasta aici, ai grijă ce bancul ăla. Știi bancul ăla? Iubire, ce alege aici? Se duce unul cu nevasta sa, cu Maria, la Brașov. Da. Frumos și face, filmează ăsta Brad Pitt, să-l spun repede. Bă, dar n-am luat-o. Dispare Maria, o caută peste tot, se duce la recepție. Dom'le, pe Maria. Mea, brunetă așa, mai lăptoasă așa de la țară, ați văzut-o? Da, domne, e la camera 214. Se duce ăsta repede, deschide ușa și povestește la el. Bă, când deschid ușa, da. Bă, a mea, Maria mea, mă, că o știți cum e Maria. Bă, vezi că nu știu dacă ai văzut la ora asta. Poți să zic? Hai, mă, că o zic. Eu o dau frumos. Maria mea acolo stătea, vai, steaua ei, știi că e grăsuță, i s-a lăsat. Mai ușor, lasă așa. Așa. Dă mai pe la ploiești. Lângă ea. Frumusețe de Brad Pitt. Doamne, pătrățele, arăta bine, freza făcută. Bă, n-avea un fir de la Sprânceană dus mai greșit. Sus sau mai greșit, frumos. Bă, ce rușine mi-a fost de omul ăla. Bă, dar apropo de chestia asta, n-am apucat ieri să comentăm Cătălin Oprișan, dar tu știi că o doamnă a dat, nu știu, vreo 60.000-70.000 de dolari, crezând că vorbește cu Brad Pitt pe TikTok. Da, că n-a dat. Ia caută-mă știrea aia. N-a dat chiar atât, las-o încolo, că m-a apucat să le scriu și eu. Cât a dat? Că știi tu? 1500. Numai, dar mai multe, vezi. Doamna cu TikTok-ul, cât a dat?
Te-a caută ciucă, știrea. A dat mai puțin. Hai să vedem curajosul meu, ia zic. Dar ai zis că Dumnezeu ți-a dat noroc, ce ai zis? Ba da, nu, a zis, dacă ți-a dat Dumnezeu noroc să te întâlnești cu Mădălina. De tine ziceam, că te legi, prietenul meu. Ia Ghenea sau Holimoli? Tot Ghenea, nu știu cine e Holimoli, dar tot cu Ghenea. 1300 de euro, Cătălin. 1300 de euro? Da. Hai, dă-i. De 60.000 scrii și tu, doamne. Sore sau... Tot cu doamna... Bă, dar ce ai făcut? O obsesie? Păi nu mă dai Oltean, că de-a mea vrei să iezi în paralatina. Andreea Raicu sau... Tot cu. Bine, nu te supăra. Și iubire, că-mi place și mie. Nu. Ia iubire, hai să mai vedem. Ce e frumos, e frumos. Și a spus-o și poza asta, îi stă bine, nu știu. O primă costumă asta populară. Erica? E cu Mirel de la... Da, Mirel din Dărnul Măgurele. Mădălina. Mădălina, nu. Mădălina, fără doar și poate. Ia și hai să o dată, hai încă o dată să vedem. Tot Mădălina, nu știu, dai tot, n-ai. Gata, las-o așa. Că rămâne, cum... Dacă iau bătaie, măcar să iau pe Olteancă de-a mea. Da, Codruța, vrei să zici ceva? Ce să zic? În apărarea mea? Nu! De ce? Așa. Stai că mai avem aia, fii atent. Mai e Greta, o poză. Greta, nu bagă ea boata un pic. Boata, mă, boata asta oltenii zic. Da. Fii atent, ia fii atent acum. Mai, hai că mai avem o alegere pentru tine, cum ar veni, ești în final acum, da? Păi dacă tot mă decapitează, ce mai contează? Adică un ambus? Dacă, ia fii atent, un ambus, ia să vedem. Hai să vedem. Dacă tot îți dă Dumnezeu, să vedem ce zici telespectatorii. Codruța. Păi dar nu te supăra, vrei să fiu direct? Da. E și mai tânără și mai, ia uite, fresh, mai... Hai că s-a scos frumos, bravo. Nu e. Gata. Gata. Cântăm? Tu, haide. Deci fii atent, vreau să zic repede, până iau microfonul, că am venit cu băieții care cântă Codruța cu Taraful Florin Ulei, în aplauzele dumneavoastră. Ce mai fain, băieți? Florin Ulei. Florin Ulei. Care Florin? El. Salut, Florin. Și vreau să cânt cum se cântă la noi la Gorj, niște sârbe din astea, așa cum joacă lumea la nunți și la petrecere. Vreau să zic ceva. Eu vreau să zic ceva tare de tot, dar stai să mă așez aici, să fiu așa. Mă bucur că ți-ai făcut timp să zici, că am vrut să zic și eu, dar... Deci aici este un om și Codruța, felicitări că în orchestra ta și în trupa lui Florin Ulei, da? Da. Florin Ulei aici, este un băiat extraordinar. Andrei? Andrei îl cheamă. Andrei este nevăzător. Și vreau dar să spun este că un super profesionist. Este cel mai talentat dintre noi toți. Andrei, să știi că suntem București, că ești aici. Vreau și eu, în primul rând, să vă salut. Și vreau să spun un singur lucru. Sunt fericit să fiu alături de colegii mei. Bravo! Andrei. Bravo! Andrei, ești foarte talentat și te-am văzut și la repetiții. Deci tu, nevăzător, cânti dumnezeiește, să știi. Și mă bucur că ești cu oamenii ăștia care... Cătăline, vreau să trupă. Spun ceva din culise. Toți de aici sunt niște băieți cu caractere extraordinar, da? Extraordinare. Dacă îi vezi la nunți, la evenimente, cum îl duc la masă, la șază, îi taie mâncarea în farfurie, se ocupă de el, îl duc la baie, la... peste tot, el face parte din familia fiecăruia de aici și ăsta e un lucru care trece dincolo de cântări, de tot, fiecare ce un cânta și ce un face. Foarte frumos. Caracterul frumos nu se câștigă prin toate studiile muzicale pe care le-ai face și oriunde. Foarte frumos, ai vorbit ca un om mare. Vezi? Bravo. Poți să mă duc cu Codruța pe canapea? Da, dar cu ochii la Mădălina Ghine. Hai cu niște sârbe ca la Gorj de repede frumoase. Ia să auzi, băiatul nostru. Dă-i! Hai că poate dă și Cătălin un ciubuc. Sus, sus! Țățaș pupa gurița, țățaș pupa gurița, dacă ți-ai purta credința, dacă ți-ai purta credința. Pui că ți-aș pupa gura, pui că ți-aș pupa gura, dacă ți-ai ține vorba, dacă ți-ai ține vorba. Că unul vine și altul pleacă, tot de guriță te-ntreabă, dar mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Unul vine și altul pleacă, tot de guriță te-ntreabă, Cătăline, ce să faci, că de una ție-ți place. Și pentru fratele nostru să trăiască Ciucă, următoarea strofă, care e dedicată pentru fetele lui de la club.
Nu mă face că-s nebun, nu mă face că-s nebun. Și-am să mi te mușcle sân, am să mi te mușcle sân. Altul dacă o veni, altul dacă o veni. Mușcată mi te-o găsi, mușcată mi te-o găsi. Că unul vine și-altul pleacă, tot de guriță te-ntreabă. Dar mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Unul vine și-altul pleacă, tot de guriță mi-o întreabă. Că mai sunt mândră ca mine, care te-ar pupa pe tine. Mână, bă! Iau ca la Gorj, ca la mine la Dărcelești. Sună, sună! Amărâncă! Zice lumea că-i spar casa, dacă-i ciup și eu nevasta. Eu de casa lui n-am treabă, doar nevastă să mi-e dragă. Zice lumea că-i spar casa, dacă-i ciup și eu nevasta. Eu de casa lui n-am treabă, doar nevastă să mi-e dragă. Că nu te iubește fată, ca muierea măritată. Ea te cheamă pe ascuns, că bărbasul-i de-a ca spus. Că nu te iubește fată, ca muierea măritată. Ea cu frică te iubește, bărbasul nu bănuiește. Zi Florine, lasă pe țambal. Ios! Sa-sa! Mână, 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 mână! Sa-sa! Și pe tată! Zice lumea că nu-i bine să iubești și altul ține. S-o țină că insurat, eu trec doar când e plecat. Zice lumea că nu-i bine să iubești și altul ține. S-o țină că insurat, eu trec doar când e plecat. Că nu te iubește fată, ca muierea măritată. Ea te cheamă pe ascuns, când bărbasul-i de-aca spus. Că nu te iubește fată, ca muierea măritată. Ea cu frică te iubește, bărbasul nu bănuiește. Ne întoarcem imediat și cu prietena noastră, Codruța, o să cânte, da? Da, cum bravo! Să... Deci Codruța o să cânte, nu o să plece. O să cânt, dar trecem prin toate genurile muzicale. De asta, să rămână băieții astea acolo, să nu plece, pentru că o să cânte și Codruța. Bagă și tu mâna în buzunar, lasă. Băi, deci tu... Ai cântat super. Auzi? Da, ai cântat super. Bă, de laude am podul plin, mai dă și ceva. Cum bagă el, ai auzit că boata. Peggy, să-i dăm, te rog frumos, când pleacă... Un bon de motori. Te dăm bonurile alea de masă lui Valentin. Auzi, știi că mai am început la nunți, cântam nuntă toată ziua, la oameni în bătătură, da. Și mai dădeau oamenii câte o găină, câte o treabă, te duceai acasă. Când ai început prima dată, chiar cu ce ai primit? Găini astea? Prima dată am început, nu cereai bani la nuntă, te bucurai că te luau lăutarii să cânți. Și? Îți dădeau știe ceva? Găini, cum ai zis? Mă înțelegeam cu lumea prin curte, borcane, cu zacuscă, cu de toate. Mi-a dat una găină vii. O soacră, da. Și eu stăteam în chirie în Târgu Jiu și la, într-o garsonieră mică, unde să mă duc eu găinile. Păi ce ai făcut? M-am dus la doamna Loga și le-a tăiat, că ea stătea acasă. Iată, oameni buni din arhivele muzicii populare, cum Valentin Sanfira era implicat în traficul cu găini. Cu găini! Complice doamna găini Loga. Doamna Loga? Da. Maria Loga. Păi vezi? La ea Maria... cu ea am fost prima dată aici pe care te-am mai ținut. Te-a adus, bă, copilule. Vezi? Te-a adus la televizor, te știe o țară întreagă. Să mă vadă poporul. Să te vadă poporul. Și de atunci nu te mai scap de mine. Doamna Maria Loga, toate salutările din partea noastră. O salutăm, dar cu drag. Dar mi se pare că... Codruța, tu ai microfon? Da, mi se pare... da, mă, la valieră. A, e la valieră? Da. Mi se pare că e atât de emotivă astăzi, Codruța. Eu sunt de la emotivă, asta, de la gripa dar chiar asta. Deloc, să știi, nu, chiar nu sunt. Și Valentin, ca de obicei, mi-a bucurat sufletul, să știi. Vezi? Mi-a bucurat sufletul, vorbesc acum, serios. Acum a cântat? Da, de fiecare dată când capeștele de la în apă, tu ai văzut cum nu, imediat... Nu, așa că nu vreau să par siropoasă sau ceva, dar chiar mă unge pe suflet, bă, cealaltă. Și bravo, iubire, ai cântat. Vezi, ce frumos. Excepțional. Bă, iubire, bravo, mă, te-ai descurcat bine. Așa e. Este. Și mă emoționează de fiecare dată când e cântă, păi să știi. Păi ce te emoționează? Când am cântat nicio baladă, a cântat păi astea, nu, ore. Așa. Sârbe, bă, Sârbe. Cătălină. Tu știi foarte bine că de fiecare dată, înainte de un eveniment de concert, de spectacole, avem emoții. Și avem emoții, în primul rând, unul pentru celălalt mai mult decât avem pentru noi înșine.
Așa e de fiecare dată. Tu ai emoții când îți cânte? Da, pentru că eu știu că ea muncește foarte, foarte mult. Muncește mai mult decât mine. Ea, ca și femeie, eu ca bărbat mă trezesc, mă spăl pe față, vin la voi la emisiune. Se duce la studio, repetă cu băieții, face piese. După aia machiaj, la păr, aranjează-te, calcă-i bărbatului că trebuie să fii și nevastă. Deci o femeie duce greu. Extraordinar. Deci tu nu te duci pe la studio? Ia, zice, ba, la studio, mă duc la studio și eu, dar... Bă, da, foarte frumos. Îmi place cum cânti tu live aici. Este foarte frumos și spectacol. Cred că așa faci și la anunț. Bravo, ești cel bun. Mai bine, Cătăline, e să cântăm live. Pentru că, vezi tu, dacă am avea posibilitatea să mergem la toate televiziunile, să ne asculte omul pe viu. Da. Că mai greșim o notă, că nu ne-am dus. Ne-am dus în bemol, în diez, cum zice Florin. Asta o știm noi. Da. Dar... ce transmiți din suflet, da, când live, nu există. După nicio... o scurtă pauză de publicitate, Codruța Sanfira intră în ring. Iar vreau să ne dați mesaje. Cine a cântat mai frumos? Soția sau soțul? Soția, bineînțeles! Soțul!